Bună de dimineața, dragii mei, e marți 9 decembrie, o nouă zi, o nouă zi supărată, o nouă zi fără soare. Am și uitat cum arată soarele de ceva timp, nu l-am mai văzut. Se pare că nici astăzi nu se va întâmpla să-l vedem, ba din contră, astăzi avem, suntem sub incidența unui cod galben de ninsori și vânt, spun specialiștii, cel puțin în zona noastră, cel puțin în, aici în nordul Moldovei, în Bucovina. Codul galben se întinde pe aproape toată țara, numai că există și zone în care va ploua și va ploua în decembrie. Va ploua torențial. La un moment dat au instituit prin prisma posibilor inundații și un cod portocaliu, dar asta doar în sud. La noi un strat de zăpadă care poate să ajungă pe undeva pe la 15-20 de centimetri, spun specialiștii, vorba de zonele înalte. Ninge de dimineață, ninge ușor, firav, dar ninge, șansele de precipitații pentru ziua, ninge mai bine chiar, șansele de precipitații pentru ziua de astăzi sunt foarte mari, undeva în procente vorbind, undeva în jur de 80-90%, minima zilei de astăzi undeva în jur de minus 3 grade, minima nocturnă, diurna undeva în jur de minus 1 grad, spuneam un cer acoperit de nori, fără soare, ninsoare, ninsoare abundentă și asta până mâine, până când suntem sub incidența codului galben. Până mâine la ora 10 de azi noapte deja suntem, de pe la 11, suntem sub incidența codului galben. O vreme posomorâtă, urâtă, așa că aveți de grijă ce faceți sau, mă rog, potriviți-vă vremii, potriviți-vă vremurilor. Bună dimineața, Cosmin! Bună dimineața! Ninja când ai venit tu, nu? Da, se cunoaște deja. Deja? Se așează. Ce e de remarcat este că, bineînțeles, autoritățile nu o să fie prinse nici de data asta pe picior de, cum să-i spun. Chiar se circula bine de data asta, după ce au luat-o în freză data trecută, că na, tot lucrează cu freze, de-aia am folosit cuvântul. Da. Așa, uite că au început să învețe. Într-adevăr, la ei era vorba de lipsă de experiență, pentru că cei de la Diasil care au preluat de anul ăsta salubrizarea Scevei, nu s-au mai ocupat. Veneau din Angola, din Africa de Sud și nu știau ce e zăpadă. Să înțeleg, nu? Știau, dar nu s-au gândit. Nu, dar m-am întrebat. Nu știau că iarna nu-i ca vara, probabil, sau ceva de genul ăsta. Da, ideea este, mă stăteam și mă întrebam, apropo de ultima pățanie, cu ce s-a întâmplat cu zăpada, dacă, atunci am avut așa o șmecherie de 10 cm de zăpadă și asta cu generozitate, o spunem așa, și am avut o problemă în a circula. Dacă azi, fer, Doamne, să anunț într-adevăr 15-20 de centimetri și mai dă și vântul. Da, atunci deja nu vreau să mă gândesc ce o să fie pe Suceava. Atunci în județ, în general. N-a fost chiar zăpada problema, cât faptul că nu au dat cu suficient antiderapant. Pentru că ceea ce a încurcat mai mult a fost stratul de gheață care se formase pe asfalt. Zăpada, ca zăpada, puteau merge șoferii. Nu prindeai viteză ca vara, dar mergeai. În schimb, era problema cu stratul de gheață de sub. Atunci puteai merge, era mai complicat cum te oprești. De mers, mergeai cumva. Da. Important era cum reușești să te oprești. Asta sperăm că autoritățile o să fie prinse de data asta cu pantalonii, cu izmenele pe vine și că iarna, să mă rog, zilele astea de cod galben, noi vor lua pe cei care se ocupă cu zăpada, cu curățenia, nu îi vor lua pe nepregătite. Cu toate că eu am serios îndoieli, dar, mă rog, până la proba contrarie, tac, să zicem. O să tac, până când o să pot comenta din nou. Știi ce mă așteptam să văd astăzi în presă, spre exemplu? Și comentam de ieri treaba asta. Mă așteptam să văd astăzi în presă, spre exemplu, că prefectul și-a făcut temele și că n-a avut niciun fel de aplecăciune să meargă pe lângă lege. Așa s-a vrut să văd eu din partea instituției prefectului. Și spun și de ce. Dezvolt subiectul. Ieri vorbeam despre cât de repede poate fi pusă în aplicare o hotărâre judecătorească de arest preventiv. Vorbesc doar de fapte și de oameni diferiți. De aceeași faptă până la urmă, adică o hotărâre judecătorească care consfințește un lucru și de modul ei de aplicare. Mi-aduc aminte de celebrul, ca să spunem așa, provenit din Republica Autonomă Rădăuți pe atunci, acum ce că ești acolo, este un miracol de democrație, de extraordinar, până acum nu, dar acum dintr-o dată funcționează. Spuneam acolo, în momentul în care primarul, încă suspendatul primar Olărean, a primit acel premiu de 30 de zile de la instanța judecătorească, a fost suspendat în secunda 0. Deci, când a apărut, în momentul ăla și semnat prefectul
suspendarea, practic, din funcția primarului de acolo. N-am văzut la fel să se miște și în cazul primarului de la Udești. N-am o problemă cu primarul de la Udești, ba din contră. Dar vorbeam doar de lege și de aplicarea legii. Aș fi vrut să văd, vineri s-a întâmplat să fie sentința, zilele funcționează, zilele săptămânii, la cât mă pricep eu? Poate eu mă pricep mai puțin. Poate nu știu. Că nu, că eu, poate s-a schimbat ceva. Adică eu știu că vine așa, vineri, după care vine sâmbătă, duminică, dă repaus, dă cu dă, și vine luni. Când e zi cât? Zi de care? E zi de, înțelegi? Păi și luni mă așteptam să văd o hotărâre judecătorească. N-a venit. Oare de ce crezi, Cosmin, că n-a venit? Nu s-a redactat încă. Nu, pe tocmai, au avut altele. A fost multe, a pregătit codul galben, cred că, nu? Termica, bioenergie și așa mai pe departe. Tot, și chestia asta a pus să zic, bă, nu e important, o punem într-o, lasă, bă, ce mare și mică, că e la o zi în plus sau în minus, 30 de zile în plus sau în minus. Bă, n-am nicio fel de relevanță. Funcționează cum e aia cu nevinovăția, cu vinovăția. Da, prezumție de nevinovăție. Dar numai la el, la Olărean, nu a funcționat chestia asta. Dar mi-aduc aminte de, spre exemplu, de, uite acum, proaspătul nou, mai tare un picuț, președintele CJ Buzău. CJ, da. Nu? Bigiu sau Bigiu, cum îl cheam pe ăla. Mă rog, ceva cu bă, n-are relevanță. Prefectul de acolo a avut aroganța? Bă, aroganță, că nu poți să-i spui altfel. Și l-a suspendat pe ăla din funcție. Pe același considerent, adică tot vineri s-a întâmplat și el l-a și suspendat. Nu, asta este aroganță. Acolo prezumția de nevinovăție n-a funcționat. Domnul prefect, cum e cu legea? Întreb. E ugoale per tutti sau e mai ugoale sau mai puțin ugoale? Ha? Da, mă rog, într-adevăr, e de discutat. Se întâmplă, ai văzut, FMI, Fondul Monetar, sunt câteva titluri de discutat interesante. Când vom avea, spre exemplu, când crezi că se va ajunge în Parlament cu bugetul? Când, pe ce dată crezi că se va vota bugetul în Parlament? Întreb, eu te știu de presă, să vezi. Pe 21 decembrie, spun eu. Dar la pachet cu ce? Ce se mai întâmplă pe 21 decembrie? Depune jurământul președintele ales al României, Klaus Iohannis. Din vocea lui Victor Ponta am aflat că, scrie la presă, că pe 21 vor să meargă în Parlament cu bugetul. Aroganța nu i-a dispărut lui Ponta. Și miștocăreala. Numai că toate astea merg până la o vreme. Chiar n-a învățat nimic Victor Ponta, din păcate, spun, pentru că la 42 de ani, nu cât are, aș fi crezut că a învățat ceva din ce i s-a întâmplat, că lecția asta de viață a semnat ceva pentru el și că va fi un fel de reloaded, știi, un renăscut, un refăcut, un rebranduit, să spunem, om politic care se va comporta altfel. Nu, e de-al dracu, pe principiu, uite bă, că așa vrea mușchiul meu, care e problema? Nemaipunând că discutăm și de un nou guvern. Știi, pe vremuri, da. Pe vremuri blamam foarte tare, mi-aduc aminte, bă, mă lași cu guvernele astea, bă, Boc 1, 2, 3, 7 și așa mai departe. Uite, bă, că am ajuns într-un cabinet, Ponta 4. Dar știi ce-i, care e diferența între Ponta și, mă rog, cabinetele pe care le-a condus și cabinetele Boc? Alea erau făcute aproape pe genunchi. În tot felul de coaliții, cu 5, cu 7%, cu 10% și cu tot felul de trocuri ca să poată trece, ca să poți merge în Parlament și să n-ai surprize. Pe când ăștia în Parlament, când ajung, au voturi suficiente. Și totuși au ajuns la cabinetul numărul 4. Cum vine chestia asta, oare? Sunt oameni care n-au dovedit că merită acea funcție. Și iarăși mă întreb. E clar, e corect ce spui. E foarte corect ce spui. N-au dovedit, ok. Păi și de ce au ajuns acolo? Bine, ăia știam dinainte. Adică, era, e ca la prezumție de nevinovăție. Da, e ok, îi creezi șansa, de acord. Nu, adică îi spui la Petreasca, băi, o pun în ministra finanțelor. Băi, ce o recomandă? Vocea și talentul. Ok, până la... Bă, o tipă tânără, fără experiență macro la nivelul ăsta, mi se părea firesc, nu știu, să zică, bă, ok, îi vrea tânăra să vină. Să punem în secretar de stat, o ceva în linia 2 sau 3, să se poată pregăti și să punem acolo un tip care a mai fost, care pricepe, care știe, care are, nu? Ca și logică. În primul rând, care să știe exact cum funcționează rotițele. Păi tocmai, adică dacă ar fi venit, de exemplu, Florin Georgescu, chiar dacă aș fi avut de comentat pe chestia asta. Dar băi, e un finanțist. Da. Sau dacă venea, nu știu care, mai era unul la care a fost ministru de finanțe, trebuie să-mi aduc aminte, la un moment dat tot membru marcant, acum pe la Banca Mondială, el...
Mi-aduc aminte că nu vine acum, dar o să vină un tip cu mustăcioară. Bă, dacă venea ăla, băi, deci un om, băi, reprezentativ. Bă, a lucrat, a fost ministru de finanțe. Parcă Tănăsescu. Așa. Dacă venea, băi, deci dacă venea el, dacă venea, băi, deci dacă veneau, e clar, adică nu puteam să vin să, nu puteai să, băi, omul are experiență, n-a performat, să spunem, dar are experiență, da? Pe când așa acum. Că de asta spun, adică cu metriile astea, pe principiu, mă tale ești prieten cu mine, cum e, spre exemplu, cel de la justiție, știi, pe care nu-l vezi mai pe nicăieri. DNA-ul funcționează, cum să-i spun eu, rupt de partea asta, de ministrul justiției și de Cazanciuc. Pentru că lucrurile astea se văd cu ochiul liber. Agricultura, la fel, e acolo, e o castă, așa, știu, un Ponta cu un Daniel Constantin, cu un Cazanciuc, ei sunt acolo, e o castă. Toate lucrurile astea funcționează sub oblăduirea primului ministru. Din păcate, spun eu. Eu mi-aș fi dorit să văd de la un băiat tânăr că promovează, nu știu, performanța și că aduce acolo performanță și că vorbim doar de un cabinet. Păi, ne uităm un picuț în zona performanței din țările europene. Cât de mult am citit și citesc ceva ziare zilnic? Că au fost schimbat miniștrii de finanțe, că s-a remaniat guvernul, că s-a făcut? Nu! Păi nu prea vezi chestiile astea. De ce? Pentru că ei de acolo nu se remaniază pentru că nu merită. Adică oamenii își fac treaba. Sunt la locul lor și sunt profesioniști. Ca să zic așa, profesioniști adivarați. Da? Deci cam așa funcționează. Din păcate, la noi ajungem la un nou cabinet și spuneam iarăși cu miștocărelă de genul, ajungem pe 21, luni depunem bugetul în Parlament, pe 15, luni venim și cu noul guvern în formula lui nouă. Se pare că pleacă UDMR-ul din guvern, cel puțin asta spunea Hunor, că pleacă din guvern, vor susține Ponta 4, dar pleacă din guvern, a venit în schimb în guvern PLR-ul lui Tăriceanu, ceea ce era deja știut, ar fi trebuit să vină nou guvern și cu forma de, și cu primul ministru, adică să fie Nea Tării, să fie, cum este, Irmes Burdalnică, nu? Să fie prim-ministru și cam asta era pe vremuri. Acum a rămas doar cu, se pare, două ministere în primul pluton, restul la secretar de stat și așa mai departe, subsecretar, mai vedem cine și ce prinde și cum ajunge. Că vorbim până aici, discutăm de os. Când vorbim de oameni politici, discutăm despre os, de rost. Lasă-l să fie os, dar măcar de o zamă și tot iese. Deci, probabil, pe 15 va veni noul guvern. Ce facem la noi, Cosmin? Cum stăm cu căldura? Ca părere personală, așa, că, mă rog, era o chestie de care erai, să zic așa, aveai cunoștință, erai... Deocamdată stăm bine că e călduț afară. Erau 0 grade. Acum ești plin încălzire pe timp de zi. Adică fâsul ăsta, ca okay. Să spun așa, fâsul ăsta de tip căldură e în regulă încă. Da, deocamdată e ok. Nu te poți plânge că stai și îngheți în casă. Numai că, Doamne ferește, să vină temperaturi cum a avut acum 2 ani, când au fost minus 25 de grade chiar pe Suceava. În cazul respectiv, chiar o să înghețăm prin casă, pentru că nu mai fac față la acele temperaturi. Singurul cazan care funcționează. Nu, sunt două cazane în momentul de față și nu, e ok, de-aia spun că cât de cât ele sunt ok la momentul. Sunt persoane care am vorbit și ieri și spuneau că chiar n-au simțit diferența. Mai ales că erau prin zone centrale a orașului unde și circulă altfel căldura, și, dar dacă te duci la capete de oraș, de exemplu, ultimul bloc turn de ieșirea din Burdujeni sau prin Opcim, pe la capete, acolo deja se simte diferența, pentru că și căldura ajunge ceva mai greu, nu au aceeași parametri ca cei din centru. Da, clar. Clar, e mult și mai atunci greu. Deja începe să-și facă simțită această reducere a energiei termice furnizate de bioenergie. Rămâne de văzut. Ce șanse sunt? Deocamdată nu prea sunt. Termica a dat acum ultimii lor bani de prin pușculiță. Au spart și pușculiță, au dat 300.000 de lei. Da, dar e insuficient pentru a lua. Marea problemă e... Cei de la BNG nu aveau un stoc făcut pentru perioada de sărbători. Că acolo e bubă care s-ar putea să spargă de sărbători. Lor le trebuie o cantitate de lemn destul de mare pentru a trece de perioada asta sărbătorilor de iarnă, în care furnizorii de masă lemnoasă nu vor lucra și nu le vor da masă lemnoasă. Și de aia spun că dacă nu găsesc acum bani să cumpere acea masă lemnoasă pentru sărbători, s-ar putea să fie o problemă mai mare decât acum. Nemai până că ce ieși de acolo, e o poveste complicată, în care toate se sparg până la urmă, se sparg la primărie și din punctul meu de vedere așa e și normal să spargă acolo. Primăria și primarul și-au asumat, mi-aduc aminte, acum vreo 10 ani de zile că vor rezolva cazul Termica.
că vom avea căldură și că niciun fel de altă problemă legată de căldură nu va putea fi pusă în discuție peste ani și ani. Numai că peste ani și ani, și deja vreo 10, am rămas cu aceeași problemă veșnică, termica. Ce se mai aude? Termica care numai că a creat și creează de ceva timp disconfort, mai creează și găuri în buget și alea consistente. Nu vorbesc de termică, vorbesc de căldură în general. Subvenții, se așteaptă bani, iarăși să vină bani de pe la guvern ca să poată plăti niște bani. Iar e cu Miloaga, iar e cu înalt preasfinția sa Dragnea, iar e cu Vrednicul. Iar lucrurile sunt în aceeași formă, s-au perpetuat și ajung în aceeași formă. Am văzut chiar o intervenție a lui Daniel, dar despre ea discutăm la momentul potrivit, pentru că, adică acum, în preambulul ăsta, despre ce anume își propune înalt preasfinția sa Patriarhul României. Spuneam, se așteaptă bani de la București, banii ăștia de acolo fiind singura soluție. Noi aici n-am reușit în 10 ani de mandat, în condițiile în care am venit pe acest fond, o promisiune electorală, chiar dacă pe atunci nu era internet, încă mai existau ziare și avem mărturii scrise, să spunem așa, despre promisiune din vremea respectivă. Și cu toate astea, în 10 ani de mandat nu s-a rezolvat mai nimic în ceea ce privește căldura. Bun, am făcut o centrală, e ok, dar... Da. Dacă nu au acționat și pe partea cealaltă. Pe transport, unde până la urmă. Transport și distribuție, ei au înlocuit o parte din conduct. Da, ok. S-a rezolvat... E un program european acolo, până la urmă. A fost, s-a mai redus din pierderile care existau pe rețea și erau foarte mari. Asta e un lucru bun. Numai că nu au gândit deloc partea finală, când ajungi la consumator. Ce faci? Că sunt consumatori care, după 90, au început să zică, eu nu mai plătesc nimic. Și sunt, care n-au mai plătit absolut nimic. Ce faci cu respectivii? Nu au avut inițiativă legislativă, că până la urmă discutăm. Nu, pe asta spun. Acum le lipsește partea finală la consumator. Ce faci cu el când el nu plătește? Cum îl deconectezi? Cum faci ca ceilalți din bloc să aibă, pentru că ei au plătit, dar este un individ care nu plătește? Și nu au acționat deloc. Acum au început, zilele astea au început să zică și consilierii, că ar trebui să găsim o dată, să dăm individual fiecăruia căldură și tot. Bun, da. Asta trebuia să o faceți de foarte mult timp. După 25 de ani. Corect. Deja strâns cu ușa, pentru că știi care e marele pericol? Pericolul este că ei astăzi conștientizează, într-un fel sau altul vom trece iarna asta, pentru că eu sunt absolut convins că vor găsi soluții. Vor merge pe la București, vor ploconi, că nu e numai cazul Sucevei. Pe noi ne doare foarte tare, chiar al nostru aici. E Suceava, treaba asta în toată țara. Vor găsi soluții, vor da pomană și mai departe și va trece iarna, că nimeni dintre decidenții politici n-are curajul să nu dea bani în condițiile actuale, pentru că e complicat tare din punct de vedere politic. Și atunci banii vor veni, vor merge și cu țărâita așa, târind, așa o să meargă într-o de la o zi la alta până la victoria finală, ca să spun. Numai că întrebarea este, după ce vom ajunge vara, toate subiectele astea legate de termica și de ce se va întâmpla la iarnă, vor intra într-un cont de umbră. Nu o să fie inițiative legislative, nu o să discute de ce fac, cum fac și așa mai departe. Nimeni nu o să povestească de așa ceva. Da. Din păcate spun. Așa pe principiu, e vară, lasă, discutăm, vedem la iarnă, poate vin, poate dau, poate facem, poate bunul Dumnezeu, poate o rezolvăm cumva. Că tot să vorbești acum că se încălzește, că de aia avem ploaie, știi? Se încălzește, că nu știu ce fenomen, cu nu știu ce uragan, cu nu știu ce chestii care duce încălzire, care alea, că poate nu vin alea de 25 de grade cu minus și o scăpăm și o dăm așa, o dăm cu manta, că tot e perioada potrivită acum, știi, apropo de patinoar. Din păcate, spun, din păcate lucrurile funcționează la modul ăsta și din păcate decidenții politici, acolo este. Decidenții politici n-au făcut la vreme ceea ce ar fi trebuit să facă și ar fi trebuit să înceapă de la hârtie, de la actul normativ. De acolo ar fi trebuit să înceapă. Toată modernizarea asta n-au înțeles oamenii ăștia. Oamenii ăștia sunt învățați doar cu hârlețul și cu măturoiul. Știi? Și în cizmi de cauciuc. Oamenii ăștia n-au înțeles că vorbim de alte perioade de timp. Plecăm, firesc, de la un act normativ, modificăm legile, după care facem și celelalte lucruri. Facem și măturoaile, facem și cizmele de cauciuc, facem și lopată și hârleț, săpăm, turnăm betoane și așa mai departe. Dar le facem într-o ordine firească. Nu punem, nu, cum era aia calul înaintea carului sau ceva, calul înaintea boilor, nu? Deci cam ceva de genul ăsta s-a întâmplat la noi, din păcate, și încă se perpetuează chestia asta. Pe principiu, lasă că o să se rezolve, că nu ne lasă ăștia pe noi la greu, știi? Da. Am avut iarăși ce se mai întâmplă cu câine, cu bagabonțeala asta de câini prin oraș.
Că eu n-am auzit, adică n-am mai citit în perioada decât scurtă ce s-a mai întâmplat. Dacă mai există câini, s-au strâns toți, s-a adăposturile full, nu mai vezi un vagabond, adică de câine mă refer, care se meargă pe stradă, nu mai vezi la trecere de pietoni, nu mai vezi, nu mai există așa ceva. Mai există? Sunt în continuare, dar cel puțin din ce am văzut eu, pe anumite zone s-au redus. Acum sunt zone care sunt în continuare foarte mult și asta e adevărat, pentru că probabil, nu știu cum au acționat respectiv, ce program au făcut, dar sunt, într-adevăr, nu unele zone se cunoaște că au ajuns și au mai redus din numărul lor, dar am fost, de exemplu, tot zilea aneleuri la Burdujeni, erau niște câini cât masa asta e micuță. Deci viței. Da, viței. Deci chiar crescuți, nu așa? Da. Și respectiv îi umblau, haită, deci acolo sunt ajunge, acolo care... nu ajunge operatorul ca să-i prindă, știi? Că de aia, adică ăla, ce zice Ingherul, spune, băi, decât să mă mănâncă pe mine, lasă-mă să mănâncă pe ăștia, adică nu, pe principiul ăsta. Când l-am văzut, v-am povestit faza cu Ingherul, nu? Când l-am văzut pe unul că era cu mașina inscripționată, Ingher, chestii cu tare, și descac cu o potaie, ceva de genul ăsta, micuță, știi, de 20 centimetri, toată tremurând și răpănoasă și vai de capul aia, știi, și ăla făcea... Bă, da, de aia n-avea cu, cum se cheamă la jugătul ăla, știi? Ăla făcea... Bă, da, asta e meserie, frate. Despre ce vorbim aici? Condiții europene. Da, mă rog, da. E trebuia asomat, înțelegi? Luat cu vorba, prostit, vrăjit, chemat la un cățelu, chemat la un păhăr, hai la o cafea, vrei un pahar de lapte, ce vrei, nu? O supică caldă, o ceva, o chestie, ce, nu? Ori ai așa deodată, miște, trântești în el, hai la adăpost cu tine, nu? Hai, da, Nicu, deci... Ce e drău, e după gest, cu capul nostru, cum îl burăschezi? Apropo de lege și de cum ar trebui aplicată legea și ce înseamnă legea, la noi și ce înseamnă în altă parte, cât e, bă, 7 și? 55. A, mai este, un picuț. Când ne apropiem, avem comandamentul. Deci începem cu, cum e, cu depoului? S-a terminat depoului. S-a terminat depoul! L-au raportat ca bă, finalizat. Bă, mai e una cu, de care e aia cu, de bă? Da, deci... Tovarășe, comandă, nu? No? Duzi-l! Nu, ar trebui să înceapă cu strada asta, unde au picat singuri, în groapă, în groapa ce o săpat. În Gheorghe Doja sau unde? Pe unde? Nu, nu, pe Leca Morariu, aici, lângă noi chiar. Aha, aha. Deci au săpat groapa și singuri au picat în iede. Muncă! Deci, nu-i frumos? Bă, nu-i România asta frumoasă? Bă, nu-i Suceava asta extraordinară, nu? No? Am văzut ochii, am văzut cu ăla cu betonul proaspăt? Super tare, frate. Super tare. Suntem tare. Apropo de lege și cum funcționează într-o țară în care legea este reprezentativă, să spunem, și pentru autorități, dar și pentru cetățean în aceeași măsură, uite să dau un exemplu, că Marea Britanie va abroga o serie de legi devenite desuete, unele datând de pe vremea lui Henry al III-lea, adică din 1267. Deci au legi de atunci care funcționează foarte bine, da? Și mai mult decât atât. Cel puțin două, sunt unele pe care spun cei de la Camera Comunilor, le vor elimina câteva texte, două acte normative conținute în statutul de la Marlborough, semnat de Henry al III-lea în urmă cu 747 de ani. Aceste texte fac referire la recuperarea datoriilor, dar alte două legi din acest statut vor fi păstrate. Deci ne-am înțeles? 1267 de actualitate și astăzi în Marea Britanie. Despre ce vorbim aici? Vorbim de competență și mai mult decât atât. Bă, vorbești de viziune, că nu erau degeaba. Era regele ăla cum era, bă, dar un pic de viziune. Mai avea sfătuitori pe lângă ei, băieți deștepți, înțelegi? Pe când la noi, dacă sfătuitorul după de gândire e băiat deștept, îi tai capul. Nu? Că ăla îți vrea postul, frate. Cam așa se pune problema, știi? Adică tu faci deștept, adică eu sunt prost, ne? Out. Da? Și rămâne deșteptul. Și la ce fac referire? Că cele două legi, cele care nu permit arendașilor să vândă terenurile pe care le ocupă, precum și interzicerea acțiunilor de răzbunare în cazul neplății unor datorii. 1267, sau mai precis 747 de ani în urmă, Henric al III-lea. Și astăzi actuale și vor rămâne actuale. Nu e foarte interesantă legea cum e aplicată la noi. Și mai era un lucru, că până ajungem păduzilor, Gheorghe Doja, știți ceva de ea? No. Și-a dat drumul, nu? Deja e asfaltată, ieri tot. Ieri era închisă. Era și ieri închisă. Da, deși trebuia să fie deschisă. Bă, dar noi ieri, bă, dar nu, că ieri, hai că să mă uit acum, ieri era 8. Pe 5 trebuia să deschidă. Da, noi era 5, era 8. Da. Nu, bă, tocmai ai, 8-ul este, după, dacă ar fi să mă iau după ei cum fac legile și așa mai departe, 8-ul este înainte de 5, nu-i după 5. Ca să ne înțelegem totuși, da? Deci e...
Păi da, când? Că asfaltul când vrei, că l-al pui fierbinte, dacă îl pui fierbinte pe rece, nu merge. Adică pui asfaltul mai puțin mai rece, că se răcea așa mai departe și îl pui într-o baltă, face... Deci face o de aia, cum se cheamă aia, bă? Face o priză. Aia, bă, face o priză. Ce moare beș, băi, nu că ține. Ce moare. Deci... spuneam, vorbim îndată la comandament, îndată știm și de Duzilor și de Gheorghe Doja și de faptul că depoul într-un sfârșit s-a terminat, dar au început iar lucrările pe el, știi? Sau poate nu ferească Sfântul să n-am gura pocită, știi că orice e posibil în, la noi. Am văzut o inițiativă, s-a supărat în Alt Preasfinția sa Patriarhul Daniel, s-a supărat foarte tare chestia cu orele de religie care sunt și nu și care ce ar trebui să facă Parlamentul. Acum, eu înțeleg supărarea Patriarhului, pot să o respect până la un moment dat, dar nu înțeleg de ce domnia sa, Maria sa ar trebui să vină să ne povestească chestia asta în condițiile în care el este foarte bun prieten cu vrednicul, dacă ne înțelegem despre ce e vorba. E decât vrednicul Dragnea, care este vicepremier. Băi, tăticu, nu fi supărat. Deci merg la Dragnea și spui vrednice, vrednice creștin, nu? Tocmai te-am ridicat la un rang. Fă cumva grăie cu băieții ăștia de la tine și când ajunge chestia asta în Parlament, trântiți-o de pământ că nu-i bună. Nu ți se pare corect că ar trebui să vorbească la modul ăsta? Nu, dacă se pune... Nu, dar vorbim de o coaliție care are voturi suficiente pentru a face să treacă sau nu un anumit act normativ, nu? Prea dintr-o dată îl vezi pe înalt preasfinția sa așa, știi? Noi când vorbim de reprezentant, de așa mai departe, ți-l dorești să fie, nu? Lumânare, drept, nu? Parcă nu merg sinusurile astea așa, știi? Parcă nu merg discuțiile astea așa un picuț. Apropo de ce se întâmplă. Avem... Tortocheate sunt căile, domnule. Da, da, el pe principiul ăsta funcționează, într-adevăr. Întortocheate sunt, bă, și cum să spun, păcatul e peste tot, știi? Deci el, săracul, nu poate, el trebuie să-l ocolească și n-are. Știi, cum mergi ca la pătratele de șac, știi? Faci, bă, unde merg? Acolo e rău, acolo nu-i bine, în față e păcatul, doamne. Știi? Fii în față, asta e viața, merg să mă lupt cu el, știi, să-l fac flendor acolo unde e. Noi avem deja imagini pe plasmă, o să le avem și dumneavoastră mai târziu. Vajnica, proaspăta echipă și de o parte și de cealaltă, proaspătă echipă și bineînțeles, deci omul care îmi place mie extraordinar, reprezentantul Pfeiffer este acolo. Băi, fii atent cât e de pregătit omul ăsta să dea răspunsuri, bă, ce vorbești. O să vedeți îndată ce frumos, dar am avut un picuț, ați ciupit un pic de imagine, așa? Deci ce se va întâmpla acolo? Vine și primarul cât de repede, nu ne grăbim, avem timp, nu e ora 8 încă, o să vină și primarul și o să povestească despre ce... Nu, dar pe principiu nu spuneam că 8-ul e înainte de 5 și 8 și un minut, încă nu e 8. Păi da, e 8. Încă nu e, deci invers când o să fie, dacă o să fie, o să fie, dacă acum nu este, acum hai să ne înțelegem totuși. Da. Poftim? Poftiți? Păi treaba e cu fusul. Păi cu fusul de când? Nu-i de acum treaba cu fusul. Treaba cu fusul și orarii de tare mult timp. Nu-i de acum. Cu amuzul că Iohannis își dorește revizuirea Constituției și spune al treilea făcută în perioada următoare. Interesant cum va pune în practică, pentru că încă o majoritate parlamentară lejeră este în jurul PSD-ului și al guvernului. Se pare că apare un nou partid. L-am văzut pe Ghiță, da, care bate seara la Pordiță. Cu aia mică Stratan, deci el are Ghiță, își propune să facă un nou partid. E vorba de Sebi Ghiță, ca să știm despre ce e vorba, cel de la România TV, sau, mă rog, și deputat un în Parlament. Un nou partid? Care, televiziune. Da, un nou partid TV, dar un fel de PPDD, ca să spunem, că, și tot acolo e și ăsta altul, și Dan Diaconescu. Și nu, am văzut că la un moment dat emitea acolo Dan Diaconescu, avea o perioadă când emitea, dacă nu cumva. Și probabil că o să pună mână de la mână, e un partid care se adresează tinerilor și așa mai departe și la și bla bla și care vor să scape de stânga, să nu fie asociată neapărat cu PCR-ul, comunismul și cu celelalte. E ok, până la urmă la câte partide s-au făcut în ultima perioadă, unul în plus sau un minus, habar n-am dacă... A, să-l facă, frate, că trebuie să facă ceva și Sebi cu Ghiță și cu Dean Diaconescu, să facă ceva cu banii pe care îi câștigă și câștigă doldora. Trebuie să investească în ceva, că nu se poate. Adică trebuie omul într-un fel sau altul să susțină chestia asta ca să poată funcționa. Dar ce am văzut în război așa un picuț tacit, cu toate că era de tare mult timp între Iliescu și Rus. Știi care e paradoxul? L-am văzut pe Rus spunând ceva că Iliescu ar fi trebuit să dispară pentru că Iliescu
era răul suprem și așa mai departe și chestii și venit din trecut și eu sunt perfect de acord. Are, e mânjit de sânge, are multe pe conștiință, dacă o are conștiința, pă, dar nu rus să povestească de chestia asta. Că am văzut un trecut pe blogăreala asta, știi? Apropo de trecutul lui Ioan Rus, cel care este ministrul transporturilor, ca da, să știți pe cine vorbim, și Ioan Rus, ce făcea el? Cu teza lui de doctorat la UTC, la, în aparatul comunist, ce fel de funcție avea, cât de prosper era, cât de tare era și așa mai departe. Adică poți să te exprimi la un moment dat și să-i sari în capul unuia. Niciun fel de problemă. Adică eu funcționez pe principiul întărâtei, să-și sară cât mai mult în cap. Dar vorbesc așa de oamenii politici, știi? De la care ai avea pretenții. Când știi că ai o problemă legată de trecut. Ce-o cu mic? Batista pe țambal. Nu? Las-o mai moale un pic. N-ar fi corect așa? Numai că ăștia, din păcate, sunt întotdeauna în frunte. Precum există o expresie românească, precum păduchile, ca să spun așa. Că e un, nu? Da, să pune în frunte. Am vorbit de câini, încă nu a început. Bă, ne așteptăm cu interes și foarte multă abnegație chestia asta. Bă, da, proaspăt. Gata, a venit și primarul, dăm legătura, dragii mei, ne reîntoarcem, mai povestim după, pentru că acum comandament, primăria Suceava, sala de cleștar, de la Palatul Arene, transmisiune directă, revenim. Listă, stradă Traian Săran. Asta despre de la sine, balast. Luceafărului lucrăm la branșamente. Am reușit săptămâna trecută să turnăm oalii între blocuri cu beton. Nu prea ne-a permis vreme. Dar nu sunt neastupate, domnul Ștefan, v-am spus. Dați-mi voi. Șanțuri neastupate, șanțuri pe care turna beton și-o înghețat, trece să... Eu am stat cu probleme deosebite. Cum o gestionăm iarna asta? Păi v-am zis, o să o întreținem. Da. Sunt două zone. Zona și Gărzilor. Astea două. Și a treia fiind Mărășești, cu Bulevardul. Mărășești e mai îngrătoar, dar... Da, o întreținem. Probleme de circulație, în primul rând. Am văzut și prin presă, da, mașini care intră în șanțuri. Hai să le gestionăm cumva, domnul Munteanu, v-am spus. Da, dar acolo era o vară, primar, să... acolo nu era șanțul nostru, era o avarie a acetului. Deci, acetului? Da. Deci au o conductă veche care o crăpată. Mașina era a noastră, da, într-adevăr asta. În familie, păi da, dar nu era șanțul. Nu era șanțul meu. Mă rășești, lucrăm la branșamente. Ați mai poate lucrat dumneavoastră? Păi... Se poate lucra. La branșamente, v-am spus, cămine de apometru, de săpași, poate săpași să pună... Iar dacă facem suduri, să facă în cort. Noi... Zorilor, am zis, tot la branșamente se lucrează. Mare lucruri cu refacere, am turnat beton pe partea de zorilor, i-am turnat beton, asfaltul, n-am avut încă. Gheorghe Doja... Tot așa, lucrăm la branșament, am făcut probile săptămâna trecută. De vineri. Da, s-au încadrat în perioada solicitată, dar sunt probleme mari cu aducerea stare în seara astăzi. Încă mai și lucrează gând și cu un alt branșament, dar cu ce punem acolo? Piatră concasată? Da. Da, ce ne îndreamă, cât de cât, ca să stea acolo, să... Păi, pe o parte este turnat asfalt, dintr-o parte în alta. Deci au și traversă și... Deci pe partea stângă, cum merge încolo pe Gheorghe Doja, este turnat inclusiv asfaltul, dintr-o parte în alta. Iar pe partea din dreapta, de la calea Burtujeni până la Brândușa Sus, este terminat. Domnule, știu problemă. Păi știu că știți, dar... Dar sunt foarte mari probleme în trafic. Așa este. Probleme până ăsta compactare. Nu se compactează, nu se ține aproape cu compactarea. Se uită. Dar nu se procedează cu concasarea. Da, da, din cauza ploii se lasă și deci trebuie să mai revină. Acum gestionăm strada de timp de iarnă.
Păi v-am zis că o să avem echipe, o să le întreținem. Nu... Unde va fi cazul, vom interveni. Dacă va fi, eu zic că nu va fi. Domnul Lasâng, va fi sau nu va fi? Uite că nu este proces verbal de contravenție, dacă nu o să fie, ce să facem. Da, deci strada Gheorghe Dojo e strada foarte importantă. Știu. Așa cum am spus, face legătura între Burdujeni și Ițcani și trafic greu merge acolo. Ne puneți în situația să vă amendăm, altă soluție nu este. O să vă spun la mulți ani, vă spunem, vă dăm amendă. Altă soluție nu este. Hai să o tratăm toată responsabilitatea și încă o dată să o cilindrăm, să o compactăm acolo unde punem. Că dacă o punem așa din avion, la prima mașină care trece pe acolo, aruncă. Dimite ca dimite, acestor. Tot lucrând la branșamente, am reușit pe narcisilor să turnăm betonul pentru pe stradă și atât. Dar Dimitri Cantimir în deal încolo, spre punctul termic, n-am adus la tare inițială, l-am pus balast pe stradă și... Leca Morariu se lucrează tot la branșamente. Și Mihail Cogălnicianu? Mihail Cogălnicianu, momentan, nu mai lucrăm la dânsa, că încercăm să o pregătim pentru perioada de iarnă, nu mai... Dar ne pregătim pentru perioada de iarnă, păi, asta e important. Păi da, dar zic nu mai lucrez pe dânsa. Recomandarea mea este să nu mai lucrați, nu mai extindeți lucrările, cel puțin la săpătură. Hai să gestionăm pe așa care le avem de gestionat. Și în primul rând, Gheorghe Doja, și înțeleg aici și ceapul prizorilor, la fel străduți înguste cu probleme. Haideți să tratăm toată responsabilitatea, nu o să vă amendăm, nu avem alte soluții. Eu am avut și ieri cu consilierii locali, de toți consilierii locali sunt nemulțumiți. Da, nu mai comentez. Ne întâlnim aici, dar văd că vorbim și degeaba vorbim. Haideți să facem tot posibil să conservăm așa cum se cuvine aceste lucrări, să punem piatră concasată, nu știu, resturi de pavele, să le cilindrăm în așa fel încât să rămână acolo unde le punem și să asigurăm condiții normale de circulație în această iarnă. Deci atenție maximă la strada Gheorghe Doja, zorilor și luceafurului. În rest, vă rog să nu vă mai extindeți, să nu mai săpați, să nu mai faceți noastră un branșament în căminul în care îl aveți, dar nu mai începeți alte stres, pentru că nu mai vrem să îl gestionăm și facem mai mult deranj decât... De 3 săptămâni n-am mai început nimic. Cred că oamenii din anumite zone au lehame de apă și canalizare, nu mai trebuie, mai ales că o aveau și pe cei vechi. Deci vă rog, în mod deosebit, strada Gheorghe Doja, punctual, ce facem în strada Gheorghe Doja? Domnul Lasincu, ce trebuie să mai fac cu strada Gheorghe Doja? Urmăresc zilnic să văd ce face și le dăm și o mână de ajutor. Ne dăm o mână de ajutor unde putem, unde nu vor și amendăm, că avem alte soluții. Vin oamenii, vin cetățenii din zonă, rivierani care locuiesc acolo, nu putem merge pe o stradă bombardată. Deci atenție maximă pe strada Gheorghe Doja, luceafurului zorilor. Și sigur celelalte, haideți să le conservăm în afară de unde lucrează noastră tehnic, branșamente, conducte, să nu mai începem alte săpături, că nu mai putem gestiona. E ultima ședință pe anul ăsta, ultimul comandament, nici nu mai sunt străzi pe care să, mă rog, să discutăm la 40 de străzi, am rămas 5-6 străzi, dar vă rog aceste 5-6 străzi nu le abandonăm, haideți să le gestionăm perioada de iarnă și în mod deosebit Gheorghe Doja, luceafurului zorilor și acolo nu se impune. Iar în măsura în care nu veți face acest lucru, o să vă amendăm, nu avem altă soluție, da. Am spus, în loc să vă trimitem o felicitare de sfârșit de an, o să vă trimitem o amendă. Da. Mulțumesc totuși pentru colaborarea de anul ăsta, care a fost deficient, a fost se vede, dar măcar bună intenție că ați venit la aceste comandamente. Un sfârșit de an bun și sper că în primăvară să veniți vreau să mai întăriți, care așa la echipe de fotbal, cu forță de muncă mai multă, mai calificată, să lucrați mai proșenit. La revedere! Da, așa cum am anunțat și cu alte ocazii și am atenționat și săptămâna trecută, principala preocupare a noastră în această perioadă legată de proiectul de extindere rețelelor de apă și canalizare și reabilitarea lor este cea legată de conservarea lucrărilor peste iarnă. Deși dacă în vară avem câte 50-60 de străzi în lucru și în discuții, în comandament, au mai rămas vreo 5 străzi, dar sunt câteva străzi cu probleme și aici ne referim în mod special la strada Gheorghe Doja,
chiar dacă a fost ridicată restricția de circulație, de oprire totală, vineri seara, așa cum era programat data de 5, și sigur că au mai circulat pe Mircea Damaschin pe o rută auxiliară autobuzele, pentru că strada Gheorghe Doja este distrusă, adică s-a făcut foarte multe subtraversări, se circulă foarte greu. Urmează ca și în perioada următoare salariații din primărie să urmărească întreținerea pe timp de iarnă acestor străzi, și aici ne referim în mod deosebit la strada Gheorghe Doja, dar și la alte străzi, Zorilor, Luceafului din cartierul George Enescu, străduții foarte înguste, în care la fel sunt lucrări și trebuie conservate. Cât privește implicarea noastră mai departe a primăriei, vom urmări să se conserve așa cum se cuvine aceste străzi. Asta ce înseamnă să oferim o circulație cât de cât normal în aceste condiții de iarnă. Le-am spus ca idee să pună piatră concasată, să o cilindreze, de multe ori nu se cilindrează și această piatră degeaba pune acolo, că prima mașină care trece o scoate din canal. Iar în măsura în care nu vor respecta acest lucru, îi vom amenda. În loc să le trimitem o felicitare de sărbători, așa cum se obișnuiește în noi la români, o să le trimitem amenzi. Asta este situația. Sper că după această perioadă de sărbători, este ultimul comandament pe acest an, pentru că practic nu mai avem ce discuta în afară de 2-3 străzi, să vină mai întăriți cu forță de muncă mai calificată și vom avea discuții și la nivelul central al proiectului, la nivelul de ACET, operatorul acestui contractor, acestui proiect, la nivelul coordonării la Consiliul Județean, în așa fel încât să determinăm firma care lucrează în Suceava, respectiv firma Pfeiffer, să lucreze cât mai profesionist și, sigur, sper că sunt acolo de genți de șantier, oameni care își pun semnătura pe lucrările care se fac, gen înlocuirea conductelor, branșamente, dar racorduri, dar în același timp trebuie să ne asigurăm că străzile sunt aduse la starea inițială, așa cum e prevăzut în caietul de sarcini. Vom urmări acest lucru, ați văzut și dumneavoastră ieri, era și de așteptat, pentru că trăim cu toți în acest oraș, nu trebuie să descoperim mari lucru. Pe străzile în care s-a lucrat, dă impresia că s-a lucrat în dezordine, nu s-au respectat în tocmai procedurile, în sensul că acolo nu s-a făcut un canal de pământ, pământul trebuia luat, dus, de multe ori lăsat pe strada respectivă, sau dacă strada este de pământ, e nivelat pe stradă, unde ridică nivelul străzii și apar alte probleme. Vom urmări acest proiect, așa cum am făcut și cu proiectul ISPA, sper să o scoatem la capăt. Din păcate nu avem soluție decât să stăm pe capul constructorului, să facă treabă de calitate și să putem folosi aceiași bani europeni. Domnule primar, ce valoare ar avea o amendă dată către ei? Păi poate să meargă și până la 100 de milioane. Deci 50, 100 de milioane, vom da și aceste amenzi, pentru că văd că altfel nu putem scoate la capăt, deși, așa cum vedeți în discuțiile oficiale, ei raportează totul este în ordine. Din păcate, pe teren nu e chiar așa. Da, am mai dat amenzi, le-am dat și anul trecut amenzi, sigur că nu le-a plăcut. O să-i dăm până acest an, asta este situația, n-avem de ales. Mulțumesc. Revine Totul pentru casa ta. Da, suntem din nou împreună, am văzut cum s-a desfășurat comandamentul, sunt câteva lucruri pe care, câteva învățăminte pe care le-am tras, câteva cuvinte și vorbe de duh, aș spune eu, fraze de duh chiar, cu care am rămas și cu care, bineînțeles, nu o să ne mai întâlnim până la anul, pentru că e ultimul comandament, cel puțin asta am înțeles la primarul nostru, Ion Lungu. Ce am reținut? Spre exemplu, am reținut poziția una de-a dreptul extraordinară cu care adoptată, să spunem, de reprezentantul Pfeiffer în discuția pe care avea cu primarul. Da. Bă, bune. Mm-hmm. Mi-a plăcut, nu? Bă, dar șanțul ăla trebuia... Nu-i șanțul nostru. Bă, bune. Dar șanțul cui, frate? Șanțul meu? A cui șanțul ăla? Dar e pe că asta a fost bestială. Bă, noi ce un șanț ne-a acoperit. Nu-i șanțul nostru. A, nu așa, pardon. Nu-i șanțul nostru. Dar cui? O, mi se vor fi mie. Nu-i șanțul meu. Nu? Dar pe bune! Mă rog, spune primarul la un moment dat că ar trebui să-i... dacă nu, să-i amendăm. Nu, mai amendăm, domnul primar. Deci nu are rost să o mustăcim. Să n-are... amendații. Că, deci, la modul cum se comportă, până și într-o ședință de comandament, nu-i șanțul meu,
îmi dau seama cum se comportă lucrurile și cum fac treaba, cum își fac treaba, nu? Pe șantier. Dă-le, domnule, premii. Dă-le premii de sfârșit de an, domnule. Premiază-i, amendează-i, domnule. Dă-le ca să le ajungă. Dă-le dacă ai de unde. Dă-le. Și dacă te ține. Aia e o chestie, știi? E, o spunem și pe aia. Da? Dar eu sper să-l țină. Iarăși, o vorbă foarte faină. Recomandarea mea, spune primarul, este să nu mai lucrați. Întrebarea noastră este cine mai lucrează. Sau când am lucrat? Când am mai lucrat! Nu, nu, dar pe bune acum. Ci recomandarea mea este să nu mai lucrați. Da. Cine a lucrat, când a lucrat, nu? Dacă a făcut ceva și spunea ăla, aaa, trei stămâni, nu mai facem nimic. Noi știm chestia asta. Ăla tot avea. Aaa, după trei stămâni, nu mai facem nimic, nu lucrăm. Băi, deci clar. Mă înțelegi? Clar, nu? Și mai era încă una că trebuie să mă spui și băi, ci că el spunea iarăși, bă, deci că trebuie, poate repar. Domnule, ce dacă ar fi cazul? Dar nu-i cazul. Nu. Nu, e dacă ar fi, dar nu-i cazul. Nu-i, nu, e rezolvată treaba. Cam asta a fost comandamentul de sfârșit de an, l-ați văzut. Primar nemulțumit, poate o să-i amendeze. Eu sper să-i amendeze, evident dacă îl ține. Măcar așa să aflăm și noi că... Am trecut tot în decembrie, i-a amendat. Doamne ajută! Nu știu de ce nu... A, asta, da, figura. Hai să facem, nu? Un cadou, hai să facem un cadou de sărbători. Hai să facem o regulă, un cadou de sărbători. Da, păi, uite, ar fi o chestie, ar fi o chestie interesantă. Măcar, măcar un picuț din miștocăreală să mai ia, știi? Mai ia un pic din acteală, din miștocăreală un picuț, știi? Mai tai cu ceva miștocăreală asta un picuț, cu amendă așa, parcă ar fi, parcă ar fi cumva, cumva bun. Astăzi cei de la BNR au pregătit... Bun asta, băi, frate, deci că recomandarea mea este să nu mai lucrați. Asta e bună tare, deci nu? Asta poate fi gluma zilei, știi? Da, spuneam, BNR-ul și-a făcut treaba și a pregătit și pentru astăzi cursul de referință. Euro cotat astăzi la 4 lei și 44 de bani, dolar american la 3 lei și 62 de bani. Dolar american n-a fost sus de ceva timp atât de sus, s-a învârtit undeva sub 3 lei, sub 3,6, acum e 3,62 și dolarul la fel 4,40 și euro 4,44. Deci au crescut și sunt pe tendințe de creștere și asta pe sfârșit de an, dar nu fiți, nu fiți îngrijorați, nu fiți supărați. Deficitul pe care l-au negociat cu cei de la FMI ne face să zâmbim pentru anul 2015. Un an de-a dreptul fabulos. Pe ăștia, întreb, Cosmin, pe bune, deci discutam data trecută tot amândoi despre o situație, adică aș fi vrut să vedem aici, să ne spună cineva câți angajați erau în 2009, în 2010, în 2011, zic și eu, și să facem o comparație cu 2014, după 2 ani și jumătate de guvernare, o guvernare anume care ne-a promis 1 milion de locuri de muncă, aș vrea să comparativ să văd cum stăm. Și asta cei de la ITM ar putea să ne furnizeze datele astea, pentru că ar fi cele mai concludente. Sau statistică. Sau statistică. Statistica, deci nu, acolo n-am niciun fel de încredere. Acum, deci acolo nu. Cu statistica suntem, ce vorbești? Avem o creștere economică și o explozie industrială în Suceava, în condiții în care noi nu avem industrie. Adică, știi? Și că la valoarea, la producția industrială, care aia producția industrială, și tot o e tot producția industrială, ca să ne înțelegem totuși. Ok, astăzi e 1641, 9 decembrie, un subtitlu Remember, lansat din viață pictorul flamand Van Dyck, iar în 1793 a fost fondat primul ziar american, e vorba de American Minerva. 1894, pe străzile Bucureștiului a început să circule primul tramvai electric, iar în 1917, pe atunci era micul Paris. În 1917 s-a născut fizician american Leo James Rainwater. În 1926 s-a născut fizician american Henry Way Kendall, iar în 1941 s-a născut poetul, eseistul și istoricul literar Mircea Vaida. În 1968, în Statele Unite ale Americii, a avut loc prima demonstrație a utilizării mouse-ului. Deci e șoricelul cu care noi ne mai jucăm așa din când în când pe la calculator. Și tot astăzi este ziua, deci e sărbătorită ziua în toate penitenciarele. E vorba de Ziua Internațională împotriva Corupției. Cătălin Voicu, Adrian Năstase, Relu Fenechiu, Duicu. Aceștia o sărbătoresc. Ei sărbătoresc ziua. E ziua lor, deci ăștia toți sunt zi azi, azi e zi de sărbătoare, deci ei frumos, îmbracă frumos de dimineață, știi, își pun cravată, pacul tare, au meniu festiv aia care cravată sunt în pușcărie, în știi, au cravată aia cu dungi și meniu festiv, știi?
Au manifestiv în pușcărie. Își mai scapă și de-aia pe jos, te mai scapă să pună aia care se acasă din când în când, mai scapă să pună așa sugestiv, știi, pe jos. Deci nu, e zi de pentru cei care cu treaba cu corupția. Da, hai să vedem cine au pregătit ziarele, că sunt câteva titluri. Spuneam, eu mi-aș fi dorit un titlu, să-l văd apropo de lege și că este la fel, este egală pentru toți. Nu s-a întâmplat, în pagina a doua din Monitorul de Suceava văd un titlu semnat de tine. Cosmin Suceveni ar putea îngheța în propriile case după ce bioenergia a redus numărul gradelor din calorifere. Acum încă nu. Ce-am explicat dimineață? Deocamdată încă stăm bine, e ok. Dacă ferească Dumnezeu, se supără bunul Dumnezeu și trage semnalul de alarmă și spune vreau minus 15 grade, avem o problemă. Sau dacă Putin zice, măi, să meargă alea că frigul ăla din Siberia, să meargă așa spre Suceava. Deci, vai, suflă cu, da? Suflă către noi, am pus-o un picuț. Adică ideea e că ne întoarcem înapoi la șorabi croșetați, la izmene groase adevărate de pe vremea lui Ceaușescu, știi? Sau... la flanelată și la fes. Sau ne așteaptă ce se întâmplă acum la studenți. Unde când au apă caldă, nu au căldură, când au căldură, nu au apă caldă. Bă, dar asta e bestială chestia ce? Asta. S-ar putea să întâmple aceeași lucru la nivelul ăla. Deci când ești în duș, știi cum mergi către cameră, nu? Așa. Hă? Mergi roboțel și spui, ajută-mă ca să ajung în cameră, nu? Hă? Nu? Nu-i așa? Adică ce fac cu, bă, cum vine chestia asta? E o chestie bestială. Cine, ăștia la universitate, eu, bă, bestial. Deci cine s-a gândit la chestia asta? Giu-giu. Deci super tare. E super tare, asta este de o chestie, deci poți să spui la capitolul nu faceți ca ei, sau nu luați de bun exemplu. Cum să, băi, deci cum să ai apă caldă? Cum să ai apă caldă și n-ai căldură? Bă, dar deci ca să mergi la, nu la baie, pe logic, nu? Bă, deci mergi și faci un duș și ieși în ghețărie, ieși în sloi, dar ce, deci pe ce vorbim aici? Vorbim, de suntem în Kamchatka, unde suntem, unde facem, în Siberia, ce facem? Bă, dușul scoție. Foarte tare asta. Dușul, da. Nu, mai degrabă faci dușul scoție și mergi bai în căldură, știi? Parcă mai degrabă, că invers, te încălzești și când ești de acolo... Am prins în 4 ani de studenții, că am prins multe dușuri scoție. Da, au fost vremuri. Ce vremuri, e? Reducerea producției de energie termică a centralei care asigură căldura în sistem centralizat în municipiul Suceava începe să se facă simțită mai întâi în casele sucevenilor care locuiesc în zonele mărginașe, mai expuse factorilor termice extern, dar și cei care sunt la capitele rețelelor de termoficare. Oprirea unei dintre cei trece în cazane pe care Bioenergie Suceava produce energie termică pe bază de biomasă a început să-și facă efectul în sistem de duminică după amiază. Vestea bună e că va continua. Populația trebuie să înțeleagă că dacă nu plătește pentru căldură și apă caldă, nu va beneficia de aceste servicii în această iarnă. Nimeni nu poate garanta funcționarea centralei câte vreme nu sunt bani pentru achiziția de biomasă, spunea ieri primarul. Deci dacă spune primarul, nimeni nu garantează, clar frate, adică nu mai avem căldură, să înțelegem. Că eu, așa, eu dacă ar fi după mine, eu să înțeleg eu ceea ce spune primarul, populația trebuie să înțeleagă că nu va beneficia de aceste servicii în această iarnă, dacă nu plătește. Da. Și populația plătește, am văzut la un moment dat, un 9 octombrie, cred, 700.000 a dat populația către termica, da. În condiții în care banii n-au ajuns nimică de la termica, atunci vorbesc, la bioenergie, că erau aia supărați că n-au ajuns niciun leuț, dar era și într-un fel justificat că avea, era de salarii și trebuia să dea salariile și salariile se ridicau undeva la 750.000 de lei. Cam așa ceva, mi-aduc aminte că era o comparație ceva făcută. Da, nu numai, dar au și ei la rândul lor de plătit alți furnizori. Ești dator peste tot. E unul la fel, e toată ziua la ușa lor. Plătiți sau vă închidem? Da, deci ei au probleme și la gaz, au probleme și la apă, au numai probleme, numai datorii peste tot. Au și, într-adevăr. Datoria de, nu știu, de cât avem, de 170 de miliarde de lei vechi, nu cam acolo undeva, nu? E datoria curată, e doar cea cu căldura bioenergie, asta are și câte bioenergie. Da. Că în restul celelalte sunt foarte multe miliarde sau zeci de miliarde către apă, gaz și așa mai departe, către alții. Și ăștia sunt liniștiți, frate, deci nu. Echipa managerială de acolo și chiar echipa managerială în aceeași măsură asumată la nivel de primărie, că până la urmă primăria e, ca să spun așa, șeful, forul tutelar al celor de la termica, nu? E un consiliu de administrație acolo, sunt niște băieți acolo care... Da, în casele sunt foarte slabe, într-adevăr. La nivelul lunii decembrie sunt abia 126.000 de lei. Suma asta înainte, țin minte, o plăteau asociații zbârnind. Sunt asociații în oraș care plăteau câte... Banii ăștia numai o asociație. Da, deci banii ăștia îi plăteau numai o asociație, fără nicio problemă. Cum am spus, acum la tot orașul abia s-a strâns suma asta. Ar trebui un picuț să se gândească de ce anume, că am văzut tot felul de războaie astea purtate în Consiliul Local, știi, bacă face mai, bacă nu face mai, bacă... Totuși, i-aș vrea să văd oamenii politici că ies și asumă, pentru că m-am săturat de minciuna asta și la modul cinstit o spun, m-am săturat de minciuna asta
numită Trăim într-o țară extraordinară, prosperă și pe culm de glorie și aflată pe o pantă ascendentă. Bă, m-am săturat. E tâmpenia tâmpenilor. Se vede cu ochiul liber pentru că populația nu plătește în mare majoritate acum pentru că nu au bani. E adevărat, sunt sărbători. La sărbători încearcă fiecare să-și pună pe masă câte ceva și încearcă să taie de undeva ca să poată să pună pe masă. De ce? Pentru că n-are bănuți, n-are diri-diri. Da? E simplu. Hai să vedem ce mai spune. În paralel, termică și cavera că trebuie o energie toate fondurile de care mai dispunea din încasări, e vorba de 300 de mii de lei. Nu e o sumă mare, dar e tot ce am avut disponibil, a spus directorul termic Ovidiu Dumitrescu, care sper că împreună cu sumele care se vor încasa de acum de la populație, cei de la bioenergie să poată să-și refacă stocurile de masă lemnoasă, care le mai ajungeau doar până săptămâna viitoare, ca urmare economiilor făcute prin închiderea unui cazan. Noi sperăm ca să aveți căldură. Sau mă rog, eu să fiu foarte cinstit, cred că o să fie căldură în continuare în Suceava. Cum? Bineînțeles, cu Miloaga, o să meargă la vrednicul Dragnea, o să roage, o să spună, ăla o să vină și o să facă o chestie extraordinară, o să facă o conferință de presă, am dat la Suceava, am făcut, am dres, am... Mamă, ce ne pasă nouă de Suceava, o să iasă prefectul, președintele CJ-ului, să spună așa mai departe. Important este că va fi căldură și că vom trece iarna asta, într-un fel sau altul. Eu sper. Așa sunt eu mai optimist, așa? Și asta poate din motivat de faptul că îi cunosc pe oamenii politici și știu că riscă foarte multe, dar nu-și riscă un lucru. Unul singur. Scaunele. Scaunelul, când vorbim de scaunel, până acolo. Au probleme cu scaunele? Da, no. Da. Câteodată foarte grave, deci îi vezi plângând, frate. Au probleme grave, ca să zic așa, știi? Deci, pe ăla nu-l riscă, apropo de săpun, ca să ne înțelegem totuși, știi? Primăria Suceava, că nu are bază legală, uite, vine cel care se ocupă, nu? Și care se ocupă de lege, reprezentantul legii în Suceava, în județul Suceava, și spune că Primăria Suceava nu are bază legală pentru preluarea salariaților de la Termica. Este prefectul Florin Sinescu care ne atenționează, sau mă rog, atenționează. Bun, asta, primăria. Asta se știa și de către cei de la primărie, de aia nu... Da, dacă nu atenționat are... prefectul, ce mă știau aia, că ea ești cine, că a venit prefectul? Ei s-au adresat lui tocmai în ideea de a găsi o modalitate legală să poată înființa aceste lucruri. Și bineînțeles că n-a găsit nimeni o modalitate legală, doar și-a făcut datoria să atenționeze. N-a zis, bă, dar avem un aparat, chestii care este decât de juriști, de specialiști, de inspirație europeană, încercăm, găsim soluții, ne punem noi la dispoziție și încercăm, că vorbim până la urmă totuși de niște suceveni, de vreo 40 ceva de mii de suceveni, nu? În vreo 20 de mii de apartamente, care au o problemă foarte gravă, da. Căldură și apă caldă. Și atunci ar trebui, nu, prefectura, împreună cu juriștii prefecturii, împreună cu juriștii primăriei și așa, să găsească soluția. Că ce este și îmi spune prefectul acum că, de fapt, nu e în legulă, mă interesează deloc, ca să zic așa. Nu? El a spus mă interesează doar strict cadrul legal, dar... Hai să găsim soluția totuși, nu? Asta era hai să găsim, nu? Așa cum printr-o ordonanță de urgență s-a limitat că capacitatea asta de a aduce noi angajați în primării, tot printr-o ordonanță de urgență se poate ajunge să dea o derogare pentru cazul Sucevei. Dar se pot face multe. Trebuie doar voință, dorință politică, dar înainte de toate astea ar trebui ca actul normativ să plece de aici. Da, trebuie. Ar trebui, nu? Proiectul de act normativ să plece de aici, că până la urmă asta mi-aș dori să văd, nu? Că prefectul spune, bă, zice, noi ne-am întrunit rost juriștii, ne-am pus inteligența la bătaie, am stat, am transpirat, am copt până la urmă și am copt-o, da? Și am făcut acel proiect, uite, ăsta e proiectul pe care noi îl trimitem către București, nu? Am văzut așa ceva. Cineva care n-a înțeles care era de fapt... Miza și care și ordinea firească, nu? Ce trebuia făcut, practic. Actuala legislație nu permite primăriei Suceava să preia în serviciu propriu 157 de salariați la Termica, așa cum anunțase primarul Lungu, drept variantă de soluționare a crizei sistemului de termoficare din oraș. Prefectul Sinescu a declarat ieri că serviciul juridic din prefectură a analizat solicitarea primăriei și răspunsul este că nu există bază legală pentru asta. Hai, bă, că știau toți chestia asta, mă. S-a fost o vrăjeală pe care s-au ascuns. Știa toată lumea că nu se poate și că n-are niciun fel de... O știau și nespecialiștii. Da, specialiștii. Hai să nu ne mai ascundem. Strategii pe hârtie, ne spune autoarea acestui articol, decât deși legea permite doar înființarea serviciului public de termoficare, fără a da voie și la angajări, respectiv la preluarea salariaților, Consiliul Local a aprobat o strategie cu oricărea 157 salariați la Termica trebuie să devină angajații acestui nou serviciu. Decizia Consiliului Local a fost luată cu 11 voturi pentru și 10 abțineri. Deci a fost o pe viață și pe moarte, îți dai seama. Da. Dacă Termica intră în faliment, ca urmare a anulării de către instanțe de judecată a planului de reorganizare propus de principalul creditor, transportul și distribuția energiei termice în Suceava rămân în aer. E simplu. Dar acum
Bă, deci acum discutăm, noi discutăm de chestia asta. Bă, supărăm autoritățile de sărbători. Bă, vin sărbătorile. Vine Crăciun în Bucovina. Vine gustat în Bucovina. Vine vinșert. Vin, băi, deci sunt niște băi, lucruri importante. Cum poți să vii să nu să vorbim noi de lucruri de astea care n-au niciun fel de relevanță, gen căldură, și așa mai departe. N-are rost. Unde, acum iar proaspăta echipă, vedem deci de la Asociației de Proprietari. Da, pentru că după ora 9 e nouă ședința Asociației de Proprietari și o să povestim la vremea respectivă. Tu chiar spuneai că vrei să pleci un pic mai repede, nu? Ca să putem să vedem... Mâine să povestim despre ce s-a întâmplat la această ședință, iarăși primarul supărat, iarăși nemulțumit și așa mai departe și cu asta ce am făcut. Bineînțeles, o să le mulțumesc la urmă pentru colaborare și o să le spună, este ultima ședință pe acest an. Ne mai vedem la anul și la mulți ani. Fonduri de aproape 4,5 miliarde de lei vechi aprobate pentru plata profesorilor suceveni, vorba de rectificare bugetară. Nu s-a pus nimeni contra din ce știu eu. Nu, nu. Aleșii locali suceveni s-au întâlnit luni ora 10 într-o ședință extraordinară din Consiliul Local pentru a debloca plata drepturilor salariale ale profesorilor din municipiul Suceava. Aceștia au votat în unanimitate rectificarea bugetară prin care Sucevei au fost alocate fonduri de 4 miliarde de lei vechi, bani redistribuiți pentru fiecare centru bugetar în parte pentru plata salariilor din trimestrul 4 al acestui an. Eu știu din pagina a 5-a din Monitorul. În aceeași măsură, tot în pagina 5-a din Monitorul, subtitlul sub presiune, comercianții suceveni reclamă abuzul și intimidare din partea inspectorilor regionale antifraudă. Băi, aia au niște planuri de făcut. Aia trebuie să aducă, deci... E final de an. Pe final de an, aia trebuie să aducă bani la buget. Pentru că bugetul funcționează cum? Pe amenzi funcționează bugetul, da? E simplu. Adică funcționează bugetul pe amenzi. De unde scoți banii ăștia? De la aia care încă mai lucrează. Știi? Și cum în bazar și așa mai departe încă se mai fac business-uri, afaceri, pentru că acum e perioada, că încearcă fiecare să cumpere ceva, să ia ceva, să... Acum vin băieții, japca, pac și dau bani către cine? Către tătuca suprem, către guvern, că aia e foarte important. Bani, către stat, știi? Că e o chestie... Statul, știi? Care ne ocrotește. Da, care ne ocrotește, evident, da, da. Care lucrează doar pentru noi, știi? Da. Ce, bă, statul mi-a dat. Bă, dar cine e statul ăsta? Bă, dar întrebare, bă, ce mie mi-a dat statul? Bă, dar cine e statul ăsta? Statul în picioare, statul jos, statul de-a curmezișul, bă, cine e statul ăsta? Era o chestie celebră, faină, știi? Statul suntem noi, nu? Dar noi percepem chestia asta? Am perceput un picuț pe 16 și ne-am adus aminte de chestia asta un pic. Poate nu o să uităm, știi? Adică am devenit un pic popor și eu sper să și rămânem popor. N-aș vrea să ne întoarcem înapoi la statutul de populație, știi? Să rămânem așa popor, că încă ne șoade bine, cât de cât măcar. Tot în pagina 5-a, cod galben de burniță, ninsori, viscol până mâine în județul Suceava. Ieri spuneau presa că a venit tomograful ăla mult așteptat, aparatura extraordinară, aparatul ăla care îți face alea cu nu știu câte sute slide-uri, mii, câte are, 60, 120, băi, de multe slide-uri, deci nu mai știu, deci tomograful ăla care trebuia să facă din orice poziție, orice, a ajuns ce că la Suceava, asta era știrea de ieri. Astăzi aflăm că de fapt pacienții spitalului Suceava sunt trimiși la o policlinică privată, da, să facă tomografiile, că încă n-a fost pus aparatul, dar până îl montează, până îl pune, până duce specialiștii, până îi face programare, până îi face să vadă rezonanța, până îi vede dantura dacă e bună sau nu e bună. Deci, mă rog, până îl pregătește ca să așa, vorbim deja de la anul. Și am văzut ieri controversă în Consiliul Local, în ședința de Consiliul Local, motivat de grădiniță. Cum e chestia cu grădinița? Cu opcin și cu spațiu. E o controversă acolo, într-adevăr, în opcin există, clar este că în cartierul opcin e nevoie de așa ceva. Este nevoie, într-adevăr. Și probabil că se va găsi în cele din urmă o soluție pentru înființarea unei grădinițe acolo. Numai că cei de la PNL solicită să îi scoată afară pe cei de la APM, să-i multe oriunde, nu contează unde, și să facă acolo grădiniță, pe când socialdemocrații spun, doamne, găsim o altă soluție, fără să fim nevoi să-i expulzăm pe cei de acolo, care este clădirea lor. APM-ul este clădirea, să nu înțeleagă lumea, că am văzut unii, nu aș spune, domnule, dacă e clădirea primăriei, se scoate. Nu e clădirea primăriei. Nu, asta e mare diferență. Ce-i drept este că, într-adevăr, clădirea aia a ajuns la ei. Da. Ea a ajuns construită ca și grădiniță. Da, corect. Ea a fost proiectată și construită pentru a fi grădiniță. Asta este realitatea. Da. Și, pe vremurile de tristă amintire, a ajuns să fie ajuns la cei de la, mă rog, a ajuns al statului, să spunem, ca să și a Agenției de Protecție a Mediului.
Adevărul adevărat este că inițial trebuia să fie cu totul altceva. Numai că, mă rog, e o discuție întreagă. Cert e că cei din Opcen au nevoie de grădiniță. În opinia personală, dacă vrei, n-am niciun fel de problemă cu cei de la PM. Ba din contră, clădirea este mult, mult prea mare pentru cât sunt ei acolo. Da. Ele că sunt prea dimensionate pentru necesitățile lor. Pentru necesitățile lor este mult, mult, mult prea mare și chiar știu despre ce vorbesc. În condițiile astea probabil că ar trebui găsit o soluție pentru că instituția poate funcciona, probabil și într-un spațiu mai restrâns. Ne mai gândim și noi la chestii europene. Știi, undeva în instituție publice în locurile astea din Europa funcționează și într-un alt mod. Știi? Cu spații open, spații deschise, da? Unde se lucrează foarte bine și fără niciun fel de problemă, știi? Adică și spațiile foarte eficient folosite. Da. Foarte eficient folosite. Dar mă rog, asta, apropo, hai să vă dau una, că asta e foarte tare și ieșim în publicitate după aia ca să poți să ajungi și tu la primărie. Asta mi-a plăcut foarte tare. Vorbim de rețea de socializare, că n-am putut ieri să trec așa, fără să... Că mi-a plăcut una foarte, foarte tare, o știre grozavă. România este campioană. Asta este foarte important de știut. Foarte important. E un material foarte, foarte, foarte vast, foarte elaborat, foarte bine făcut. În firmele autohtone plătesc 200 de taxe și impozite. România, spuneam, este țara în care se plătesc cel mai mare număr de taxe și impozite. Este campioană. România. Și haideți să vă spun la celălalt capăt, apropo de țările nordice. Cică, se taxează apa de ploaie. Pe asta nu știați. Se taxează apa de ploaie. Persoanele fizice ce plătesc e un fel de așa fantezii și așa mai departe, dacă vă spun imediat acum, spre exemplu în Suedia. În Suedia, spune autorul articolului, firmele plătesc doar două taxe. În Polonia, 40. În Suedia firmele plătesc două taxe. Când vorbim de Suedia, vorbim de prosperitate și vorbim de o țară, într-adevăr, a lucrului binefăcut. Cosmin, o zi frumoasă în continuare. Noi luăm un pic de publicitate, ne reîntoarcem, mai avem de povestit câteva titluri, revenim. Da, suntem din nou împreună, pregătiți să mai povestim un picuț, până când o să înceapă discuția de la primăria Sucevei, a primarului, cu cei de la asociațiile de proprietari, cu proaspăta echipă de acolo. Sosesc primele ajutoare, primele 100.000 de pachete cu ajutoare în produse alimentare de la Uniunea Europeană. Bă, am văzut un material undeva, nu știu, undeva în sud, cred, au venit ajutoarele astea, era bataie. Deci era bataie efectivă, adică erau aglomerații extraordinare. Craiova, pagina a treia. Începând cu jumătatea acestei luni, județul Suceava a oferit distribuite pachetele cu produse alimentare din stocurile comunitare de intervenție pentru persoanele cele mai defavorizate, a anunțat prefectul Florin Sinescu. Conform reprezentantului guvernului în teritoriu, pentru început, ajutoarele de la Uniunea Europeană vor ajunge în 19 unități administrative teritoriale, respectiv în Suceava, Arbore, Baia, Bosanci, Câmpul Lung, Moldoveni, Ciprian, Porumbescu, Cornul Lungii, Dolhasca, Dumbrăveni, Fălticeni, Gura Omorului, Valea Moldovei, Vama, Vatra, Dorne, Vatra Moldovei, Severești, Odrești, Udești și Vadul Moldovei. În acestea vor fi distribuite 99.782 de pachete în perioada 10 decembrie-3 ianuarie, respectiv de produse urmând a fi descărcate în depozite, la depozite din încă 40% din comunele și orașele județului. După 4 ianuarie, distribuirea va continua și în celelalte unități din județ. Prefectul mai spune că a avut întâlniri cu primarii, aceștia fiind instruiți asupra pregătirii logistice și a spațiilor de depozitare necesare pentru ca împărțirea către beneficiari să demareze imediat după sosirea pachetelor. Va fi aglomerație, va fi îmbulzeală, toată lumea va dori să primească pachetelul de la Uniunea Europeană sau, mă rog, de la primar, că așa e, băi, și nimeni la primare, băi, dar scrie Uniunea Europeană, băi, tu nu-mi grăi mie mi-a dat primare. Și primari, bă. Și baiet, ce grăim. Ne gândim la noi tot timpul. Ar fi bine că poate măcar ajutoarele astea sau măcar anul ăsta să nu fie politizate. Au ajuns să fie bilețelele alea trimise ca să puteți să vă ridicați ajutoarele. Trebuie să mergeți cu hârtiuța primită de la Ponta, aia care spunea că vine de la el, știi, dinainte de campania electorală, când vrea el să devină președinte, și bineînțeles cu bolentinul ca să poți să iei ajutoarele. Asta pentru cei care vor primi în perioada asta până pe 5 ianuarie. În perioada următoare, spune Craiova, pagina 3, aproape 11.000 de elevi vor fi vaccinați împotriva difteriei și a tetanusului.
Aproape 11.000 de doze de vaccin difterotetanic de tip adult vor ajunge la Suceava în cursul zilei de joi, urmând a fi folosite în campania de vaccinare elevilor din clasa 8-a și a celor dintre a 9-a, restanțieri, spun cei de la Direcția de Sănătate Publică Suceava. Elevii vor fi vaccinați de medici din rețeaua de medicină școlară din mediul urban și de medici de familie desemnați la nivelul școlilor din mediul rural. Pentru imunizare împotriva difteriei, tetanusului, tuse convulsive, poliomielite și a infecțiilor, Ministerul Sănătății a repartizat la județul Suceava 790 de doze de vaccin. Este un vaccin administrat de medici de familie, iar în acest moment se efectuează catagrafia restanțierilor pentru situație clară a acestora. Vaccinul a lipsit din vara acestui an, fiind parțial procurat de părinți. În acest motiv, instituția a solicitat, adică DSP-ul a solicitat o astfel de catagrafie. Criza de vaccin pentru imunizarea copiilor în maternități imediat după naștere, iar apoi în primul an de viață, la fiecare câteva luni, durează din octombrie, dar Ministerul Sănătății a anunțat că situația va fi remediată până la sfârșitul acestei luni. În a doua jumătate a lui decembrie va ajunge și vaccinul antihepatită B, care se administrează noilor născuți în spital. Asta spun cei la Direcția de Sănătate Publică, că vor veni bani. Toată lumea așteaptă bani. Și confirmarea că toată lumea așteaptă bani vine de la ce vă spuneam eu înainte de publicitate și vine din zona comercianților, care spuneau că ce comercianțe? Păi vă mai citesc o dată. Ca să fim comercianții suceveni, reclamă abuzuri și intimidări din partea inspectorilor regionalei antifraudă. Și ce spun comercianții? Ca să fim un picuț punctual. Ci că, spre exemplu, unei firme din municipiul Suceava i-a fost aplicată o amendă de câteva mii de lei pentru că în casa de marcat nu era schimbată ora de vară cu ora de iarnă. Păi, alo? Și deja, nu că e infracțiune. Eu nu știu de ce nu l-au închis pe comerciantul. Bă, dar ăsta este... Trebuie venit la pușcării! Trebuie să-i tai mâna, că n-ați ceva, frate! Cum adică? Trebuie... Ce vorbe? Tă... Bă, dacă faptul că nu și-a schimbat nici ora de la ceas, nu a luat, nu? La ceasul de mână. Dacă nu și-a schimbat ora, nu? A. Da, am ceas. Dar am ceas. La ce se schimbă ora? O altă amendă, zică tot de câteva mii de lei, a fost aplicată pentru că nu era afișat anunțul prin care clienții trebuie să păstreze bonul fiscal până la ieșirea din unitate. Băi, exces de zel. Nu, adică veniți la ce? La rupere. Vin la rupere pentru că au normă de făcut bani pentru guvernul extraordinar Ponta, care guvern Ponta, bineînțeles, trebuie să ne spună de creștere economică și de deficit bugetar. Au existat și cazuri în care, spre exemplu, angajații controlați au reclamat probleme de sănătate, unul dintre ele fiind destul de grave. De asemenea, comerciații se plâng de faptul că sunt percheziționați ca niște hoți de inspectori antifraudă, toate aceste elemente conducând la concluzia că se dorește din adins uciderea afacerilor. Voilà! This is Romania! The land of opportunities, ar spune, nu? Ăsta e România, frate. Asta e. Bă, n-am ceas, ce... Nu că... Îi vezi când dată vine ăștia antifraudă și rămân și fără ceas, fără pullover și fără cine mai știe ce, cu totul și cu totul altceva. Ia uite iar, bă, păriem pe ăsta, pe Nistor, deci dacă îl mai văd o dată pe ăsta, Marian Nistor, ci că previziuni... Bă, ăsta e un Nostradamus, bă, frate. Deci, știți care era? Deci nu e ăla... Marius, pardon, nu Marian. Marian Nistor era ăla cu bandaj la cap, ăla care cânta, știi? Pe vremuri. Așa, bă, ce muzică, ca să zic așa. El s-a prostit acum în ultima perioadă, de când e cu Marianeasa lui. Da, era, ce vorbești. Postul de blocate, spune Marius Nistor, și venituri mai mari pentru personalul nedidactic din școli în următorii ani. Avem, apă, țuică, ceva când simt așa un pic de greață. Nu știu de ce. Patru firme se întrec pentru modernizarea clopoței, clopoței, tlelelelele, ce vorbe, maestrie, globuri, luminițe. Deci spuneam, patru firme se întrec pentru modernizarea zonei centrale a Sucevei. Patru oferte au fost depuse la primăria Suceava în vederea judecării lucrărilor din cadrul proiectului de modernizare a zonei centrale a municipiului. La prima strigare, toate acestea sunt eligibile pentru a intra în licitație. Urmează să analizăm fiecare ofertă în parte și sper că în perioada cea mai scurtă să avem un câștigător, spune primarul Ion Lungu. E vorba de pietonalul din jurul Palatului Administrativ, care trebuie refăcut, modernizat și așa mai departe. E vorba de o valoare estimată aproape de 3 milioane de lei fără TVA. Ofertanții au avansat sume cuprinse între 2,47 milioane de lei și 2,59 milioane de lei, edilul șef remarcând că astfel se va face o economie de circa 500 de mii de lei. Lucrările urmează să se desfășoare pe următoarele 12 luni, în sezonul rece, urmând a fi efectuate doar intervențiile pregătitoare. Vrem ca la sfârșitul anului să finalizăm licitația anului ăstuia,
să facem licitația, astfel ca din primăvară, pe măsură ce ne va permite vremea, să trecem cât mai repede la treabă, a spus primarul Sucevei, Ion Lungu, evident, foarte prins de acest subiect. Am văzut o chestie foarte interesantă pe care tare mai că aș da un picuț, apropo de perioada reducerilor, de Black Friday, de Black Friday, foarte faină o imagine sugestivă, aș spune eu, pentru agricultura românească și de miștocăreala de care are parte agricultura românească. Ieri vorbeam despre, cum se cheamă alea? Mercurial. Deci ieri vorbeam despre mercurial și de prețuri. Astăzi hai să vedeți ce fac oamenii ca să poată să-și vândă produsele. Vorbesc în realitate. Păi atent aici. Păi dacă putem focusa așa un picuț. Pacilea. Pacile, da? Sau acolo. Luăm de acolo. Ia vedem. Să grăim de barăbune. Voila! Te vezi? Nu-i frumos anunțul? Black Friday. Da? Un leu kilogramul. Băi, deci am ajuns, cum să spun, deci românii fruntași în Europa la consumul de barabule. Un sfert din cantitate este de proastă calitate, spun specialiștii și o spun pe bună dreptate. Evident că sunt cartofi de proastă calitate, dar nu-i sugestivă imaginea. Black Friday, a? Un leu kilogram. Asta e românica, asta e țara în care trăim. Din păcate, și trebuie să ne ducem vizitele în continuare, pentru că s-a dat drumul la Canada, Canada și-a deschis porțile, deci cei interesați, Canada începând cu 2015, pentru cei din Uniunea Europeană și-a deschis porțile. Și mă rog, își deschide porțile, adică puteți merge acolo fără viză, evident, și puteți să nu mai întoarceți înapoi. Asta e ideea, că până la urmă asta îți doresc autoritățile, să rămână numai ele, că cine o să conducă țărișoara asta, fie ea și falimentară. Cum cine? Cineva trebuie să se sacrifică. Asta trebuie înțeles. Mai clămpănim sau mai povestim sau mai povestim un pic, sigur, că dacă să vină primarul, domnul primar acum s-a uitat la emisiunea noastră și de asta nu poate să ajungă încă. Și când va ajunge, bineînțeles, noi vom preda legătura ca să mai vedem despre ce este vorba. Că consilierii locale, spune obiectiv, sucevenii s-au certat și ieri din obișnuință. Tocmai povesteam de ce e vorba de sediul grădiniței de la ar trebui sau nu ar trebui să fie, dar a intrat în discuție și un alt spațiu din undeva de pe Aleea Trandafirilor. Cei de la PSD, prin vocea lui Tiberius Brădățan, făceau scandal cum că acolo a fost o fostă grădiniță, dar a uitat că acordarea acelui spațiu a fost făcută și cu oblăduirea lor. Pentru că și ei, când s-a supus la vot, au votat și cei de la PSD în unanimitate. Și apoi, frate, cât de ipocrit poți să fii ca să uiți, ca după aia să începi să spui. Că l-am mai văzut și pe unul, un senator de cutare, care povestea același lucru. Dar prima dată ar fi trebuit să vadă, să facă o introspecție așa. Să se uite un picuț în partidul domniei sale și să spună, bă, da, mei, cum au votat la chestia asta? Au votat pentru. Am tras fermoarul. Ce să le mai spun? Bă, dacă am mai votat la pentru, eu ce să mai zic? Ce să mai povestesc eu? Ne? Dar mă rog, pentru că suntem în Românica și pentru că în Românica ori și ce este posibil, evident că și asta este posibil. Uitarea. Uită oamenii politici foarte tare, nu știu ce pastirii folosesc, dar uită grozav, de n-ai văzut. Și în special atunci când vorbim de promisiuni electorale. Putin are o problemă, se pare, pentru că zice cel proaspăt ieșit din pușcărie și stabilit undeva prin străinătate, e vorba de Mihail Hodorkovski, cel care era un, pe vremuri, un mare magnat în zona petrolieră și care a fost ținut de Putin, nu știu, 10 ani, 11 ani, ceva, foarte mulți ani pe la Mititica, eliberat într-un sfârșit motivat de presiunile internaționale foarte mari, eliberat din închisoare, se dorește a fi un candidat pentru alegerile prezidențiale din Rusia și un contracandidat, spune el, care ar putea să-l bată pe Putin, pentru că era Putin ușor, ușor intră într-un con de umbră. O fi sau, mă rog, to be or not to be. Greu de spus. Să nu uite Hodorkovski că acolo, în Mama Rașia, s-a născut comunismul. Comunismul! Acum dacă m-ar auzi Ioan Rus și cu Iliescu, ar plânge amândoi. Comunismul! Dragi tăvariști, comunismul s-a născut la noi. Deși să facem cu Hodorkovski. Când noi îl avem pe Putin. Pe înalt presidențial sa Putin. Omul nostru. Foarte important. Greu de spus ce se va întâmpla.
Cert este că lucrurile stau undeva la modul ăsta. În Moldova, pro-europeană, se pare că partidele pro-europene, sau mă rog, cele care își doresc o apartenență la Europa, vor forma un guvern, vor da un președinte, vor pune capăt disensiunilor dintre ei, cu toate că e foarte greu de spus dacă vor și reuși, vor încerca cel puțin, sper eu, să pună capăt, pentru că drumul Moldovei este în Uniunea Europeană, alături de celelalte state membre ale Uniunii Europene. Dar credem că trebuie să vină primarul, nu mai vine primarul? Nu mai vine. Și trebuie să vină primarul, bă, dar și... Băi, și să cate primarul aici, bă. Până la urmă, e ședință de cât de bada a venit domnul primar și pentru că a venit primarul ne grăbim foarte tare să predăm legătura iarăși în sala de cristal a Palatului Areni. Până atunci ce să vă spun, cod galben până mâine pe la 10 ninsori, vânt, cantități spun mai mari de zăpadă, spun specialiștii, aveți de grijă, se circulă greu, dacă aveți probleme de sănătate, vârstă și așa mai departe, încercați să vă limitați în perioada asta, este cold galben la Suceava, minima astăzi undeva în jur de minus 3 grade, maxima în jur de minus 1 grad, un cer acoperit de nori, soare nu vedem, poate mai încolo, mai pe sfârșit de săptămână. Până atunci ce să vă spun, să fiți frumos, să fiți la fel, nu uitați luni, marți și miercuri aici la Bucovina Activ cu mine Dorel. Palatul Areni, sala de cristal, întâlnirea cu președintele Asociației de Proprietari a primarului Lungu. La revedere!